în data de 34 a, a 2020, care a avut ca subiect faptul că soția președintelui Galina Dodon a avut drept de semnătură la Exclusiv Media, compania despre care presa a scris că prin intermediul ei ar fi fost finanțat ilegal Partidul Socialiștilor. Am afirmat că Exclusiv Media este una dintre companiile ce deține monopolul pe piața de publicitate. Exclusiv media ne-a cerut să dezmințim acest lucru. Fac asta și precizăm că nicio instituție abilitată nu a stabilit existența înțelegerii de cartel. Acestea fiind spuse, luăm publicitate și după pauză ne întâlnim cu liderul PD, domnul Pavel Filip.